În urma unei discuții aprinse la telefon cu iubita, tânărul în vârstă de 29 de ani a încercat să-și încheie socotelile cu viața. Nervos, acesta nu a stat mult pe gânduri și s-a aruncat în fața primei mașini care circula pe stradă. Martorii au fost șocați. Eram în spatele mașinii care a fost accidentul, un băiat stătea pe lângă bordură și dintr-o dată s-a aruncat brusc în fața mașinii, a oprit peste el și asta a fost. La fața locului au sosit în scurt timp și un echipaj al ambulanței, care i-a acordat tânărului primul ajutor. Am fost solicitat și am intervenit în cazul unui accident rutier produs pe bulevardul Tomis, la intersecția cu strada Dumbrăveni. În continuare efectuăm cercetări pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului. A fost implicat într-adevăr un autoturism și un pieton. Conducătorul auto rezultate pozitiv zero, nu a fost problemă. Potrivit medicilor, starea de sănătate a tânărului este stabilă, dar va rămâne internat pe secția de chirurgie, terapie intensivă cu multiple traumatisme.